puteri în stat sunt autoritatea legislativă, care este Parlamentul, formată, copii știu, da, din Camera Deputaților și Senat, asta voi deja știți, ei dau legi, uitați, constituționale, ordinare, organice. Cealaltă putere, spuneați voi, este puterea autoritatea legislativă sau puterea executivă, scuzați. Cele două autorități care au această autoritate executivă, deci care execută, pun în aplicare legile aprobate, da, și făcute în Parlament, sunt cele două autorități, guvernul și președintele României. Guvernul realizează politici interne și externe a țării, exercită conducerea generală a administrației publice. Din ce este alcătuit, îmi spuneți voi? Prim-ministru, cel care conduce, din miniștri și miniștri secretari de stat. Cealaltă autoritate, președintele României, reprezintă statul român, veghează la buna funcționare a autorităților publice, la respectarea Constituției. Aici voi știți, am discutat la școală, că președintele este ales prin vot universal, direct, secret, egal și liber al exprimării. Și aș vrea ca un copil să-mi spună ce este votul secret, ce înțelegeți voi prin vot secret, deci vă dacă știți. Cine spune? Votul este secret. Adică? Nu știe nimeni ce ai votat. Nu știe nimeni cum se face votul, copii. Și nu știe nimeni. De votul se face în cabina de vot, da? Ați văzut secții de votare, da? Ați fost cum? Ați votat vreodată? De ce nu? Nu ați împlinit 18 ani, sigur că da. Președintele are un mandat de 5 ani, da? Spune chiar și succesiv. Și ce v-am mai spus eu despre candidatura, despre mandatul președintelui? Câți ani are voie președintele să fie în funcție? Câte mandate are voie să aibă după legile? Două mandate. Da? El emite decrete și numește guvernul. Următoarea autoritate, administrația publică, este cea centrală, ministerele, și cea locală, formată din consilii locale, consilieri județene, primari și prefecți. Autoritatea judecătorească, avem instanțele judecătorești, Ministerul Public, parchetul, judecătoria, tribunalul, curtea de apel, Consiliul Superior al Magistraturii, și ne-am prezentat la început, avem primar, avem viceprimar, deja îi cunoaștem, nu? Da. Plecăm de astăzi cu lecțiile învățate. Avem cei 12 consilieri locali, repet, domnul Cuvăciorne este și el tot din rândul consilierilor locali, ales prin vot indirect. Din rândul consilierilor locali. Din cei 13 consilieri care câștigă un mandat de consilier, deci, normal, votul exprimat la alegeri, dintre aceia 13 formațiunea, sau mă rog, nu tot timpul formațiunea, care are cei mai mulți consilieri validați, aleg vicele primar. Așa. Pentru că trebuie ales cu o majoritate jumătate cu plusul din numărul consilierilor validați. Deci avem și un exemplu de vot indirect, adică nu este ales de către locuitorii comunității, ci de către consilierii locali. Mai știți vreo autoritate care este ales prin vot indirect? Ce altă autoritate este aleasă prin vot indirect și nu din cetățeni? Guvernul este, da? Cine alege? Ștefan. Bravo, Ștefan. Cine alege guvernul? Partidele politice, care au majoritatea. Unde? În Parlament. Bravo, exact. Mergem mai departe. Ce aveam, niște politiciene. Atribuțiile primarului. Atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului. În condițiile legii, spune, așa cum vă spunea domnul primar, hotărârile pe care astăzi le-am adoptat, ați văzut că de fiecare dată am spus că ele sunt conform unor legi. Adică aceste hotărâri nu se pot lua oricum, ci în baza unor legi. Domnul primar este ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară.
ce vă gândiți. Dar nu. Care e legătura? Îl invităm la locul două primari sau de ce? Căsătoriți, vă. Ce facem? Când ne căsătorim, venim după niște ave, da? Și cum se numește actul respectiv? Dacă tot vorbim de numele, ce certificat de căsătorie. Alte certificate de stare civile pe care îi luăm de aici? Certificatul de naștere foarte bine și să știți că mai este unul. Certificatul de deces, sigur că da. Ce mai face domnul primar? Asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, are atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Și dacă îmi puteți spune, dacă ați auzit cumva de alegeri recente, vorbi la noi în țară? Când? Anul ăsta, anul viitor? Ce alegeri sunt? Europarlamentare. Atribuții referitoare la bugetul local. Bugetul local, vedeți? Știe cineva să-mi spună ce este bugetul? Banii. Deci buget înseamnă bani. E o chestie așa că am îmbrăcată cu mult bani. Bugetul local este totalitatea surselor venitului bugetului local. Pentru că bugetul nu se zice așa o chestie plină cu bani, primarul ia de acolo. Banii trebuie să fie încasați, duși la trezorerie, contabilizați și după aceea de acolo cum se numesc îți plătești ce și cum. Ce spune domnul Marca Dună la primărie? Taxi, impozite și taxi. Și impozitele, sigur că da. Așa că dacă suntem buni cetățeni, trebuie să ne achităm și impozitele. Taxele și impozitele, pentru că de acolo se formează bugetul local. Și cheltuieli. De acolo și din buget, copii primim noi pensii, primim salarii și, bineînțeles, bugetele alocații. Foarte bine, bravo. Atribuții primind serviciile publice asigurate cetățenilor. Îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege. Și ne ducem și la Consiliul Local. Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, alte instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local, atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului, atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern. Astăzi pentru voi a fost un exercițiu, da? A fost o activitate în care ați remarcat că membrii Consiliului Local Tripești sunt implicați în activitatea de gospodărire, de exemplu, a comunei. Ați auzit de salubritate, ați auzit de gunoi, da? De ce ați mai auzit? Apă, canal. De apă și canal. Altceva? De ce am discutat domnii de la direcția? Despre pășune și am aflat că pășunea cum trebuie să arate? Ce ați înțeles voi din discuțiile noastre? În primul rând trebuie să fie curată pășunea. Trebuie să fie curată. Ce trebuie să mai aibă pășunea? Cu ce trebuie să fie prevăzută? Adăpători. Umbrare naturale. Umbrare naturale. Oare ce-or fi alea umbrare naturale? Copaci. Deci trebuie să plantați copaci. Nu ne ducem și îi tăiem că trebuie să facem noi foc. Nu. Deci trebuie să ne obișnuim, să fim buni cetățeni și să respectăm legile țării. Da. Cum la Trifești, noi am pus acolo, dacă voi știți, aș putea să-mi spuneți, nu? Tăbon, Mireu, îmi spui care sunt satele care formează cum la Trifești? Poftim, Mireu? Sate. Formează comuna Trifești? Sunt
ajuns la Domnira. La Domnira? Temesiu. Așa. Sabolodeni. Și Trivești. Și Trivești, mulțumesc. Am sapit avem pe avem o imagine cu cei astăzi. A cui harte? Așa, sigur că, dar este harta județului Iași, undeva vedeți acolo, în partea... În ce parte? Aici. Văzut-o, dar vreau să aud la ele. În partea de nord-est a țării avem comuna Trifești. Și văd ceva albastru acolo. A țării și a județului. Este râul Prut și vecini cu cine suntem? Republica Moldova. Asta, suntem, asta înseamnă că suntem în localitate de? La frontier. Bravo. Mulțumesc! Câteva date despre comuna noastră. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Trivești se ridică la 3774 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3662 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români, 96,63%, pentru 2,73% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.